Astăzi aș vrea să-ți povestesc despre Adam, care este un domn pe care l-am întâlnit aici cu o poveste a vieții foarte interesantă. A plecat de acasă de la 14 ani și a stat în foarte, foarte multe locuri. În multe locuri, în multe state, în multe orașe, în multe țări, prin lume. Și jobul lui este ca pentru familiile super înstărite, acolo unde există probleme de dependență, să meargă pentru o perioadă determinată de timp, de 2, 3, până la maxim 6 luni de zile, să stea cu familia respectivă și cu persoana respectivă până trece peste faza de dependență și până reușește să-și vindece dependența. În povestea lui reală de viață, acest domn, Adam, nu a avut nicio relație care să dureze. Adică a avut partenere, a fost și căsătorit, dar nu a avut nicio relație care să dureze. Nu are o casă a lui, nu are un oraș pe care să-l considere a lui și, practic, și jobul lui și relațiile lui și prieteniile lui sunt destul de contextuale. Adică nu stă mult într-un loc și nu prinde rădăcini. Și un tipar care mi-a sărit foarte mult în evidență în momentul în care povesteam cu Adam era lipsa lui de commitment, lipsa lui de angajament. Adică faptul că nu prinde rădăcini într-o relație și nu este angajat într-un job sau într-un proiect sau într-un oraș mai mult de câteva luni de zile. L-am întrebat, doar din curiozitate, să văd cât a durat relația lui cu un client, cea mai lungă relație cu un client. Și a spus că a durat maxim un an de zile. Acum are un client cu care relația lui a ajuns la un an de zile și că se întâlnește odată la câteva săptămâni cu el și deja durează de un an de zile. A zis că e cea mai longevivă relație cu un client pe care o are. Și mi-a ieșit foarte mult în evidență și mai mult tiparul lui acesta de lack of commitment, adică lipsa lui de angajament. Și uitându-mă la viața lui, am văzut că are o dorință incredibilă de a servi. Și cu tiparul pe care îl are, respectiv acesta în care nu se angajează, nu prinde rădăcini, și-a găsit efectiv meseria perfectă. Să meargă să stea într-un loc, o perioadă, oriunde în lume, efectiv oriunde în lume, cu familia respectivă care are probleme cu unul, doi, mai mulți membri, probleme cu adicțiile și să stea cu ei până îi vindecă. Practic, familia lui sunt aceste familii la care a stat, a stat în casă cu ei, a stat la ei. Și am văzut cum, uite, un tipar pe care ai fi tentat să-l etichetezi ca fiind negativ, acesta de lipsă de angajament, în fapt l-a transformat în ceva extrem de luminos și și-a găsit locul profesional în așa fel încât se poate să trăiască în acest tipar și să potențeze latura luminoasă a tiparului lui de lipsă de angajament. Desigur că nicio persoană nu este sau doar albă, sau doar neagră, sau doar pozitivă, sau doar negativă. Și l-am întrebat și legat de ce are un angajament mare, pe care nu l-a schimbat în ultimii 15-20 de ani. Și a spus că, având un background de dependență, face parte din Alcoolici Anonimi și participă cu regularitate în fiecare joi, dacă nu mă înșel, la întâlnirile Alcoolicilor Anonimi. Oriunde este, participă la aceste întâlniri cu sfințenie, fără să rateze vreuna. Și legat de asta are un angajament foarte mare și de asemenea face sport de peste 15 ani și față de sport mai are un angajament mare. Ce mi-a plăcut foarte mult este că am văzut la această persoană cum are și un tipar de lipsă de angajament, dar are și angajamente față de lucruri care îi dau stabilitate
Și cum și-a transformat și această trăsătură sau acest tipar pe care l-ai etichetat mai degrabă negativ, lack of commitment, lipsă de commitment, de angajament ferm față de ceva, l-a transformat într-un stil de viață în care îi permite să facă un lucru pe care puțini alții pot să-l facă. Și doar te invit să-ți imaginezi cum ar arăta viața ta dacă odată la ceva vreme ar trebui să lași tot și să te muți pentru o perioadă de 3-6 luni de zile pe cealaltă parte a globului, să stai cu o familie în mediul lor, desigur familie înstărită, că altfel nu și l-ar permite, în mediul lor, cu stilul lor de viață și să ai grijă de o persoană până să treacă peste valul acela de recuperare după desevraj, recuperare din dependență. Și am văzut, uite ce frumos, practic oricare ar fi tiparul tău, poți să-ți găsești o cale luminoasă cu el, în care să manifesti prin felul tău natural de a fi, la potențialul maxim, ceea ce ai de oferit lumii acesteia. De asta consider că este foarte important ca ceea ce faci să fii împăcat cu ceea ce faci și să găsești unicitatea ta în felul în care faci lucrurile și să nu iei copy-paste, știi, să copiezi un model de lucru sau de existență al cuiva, ci luându-ți tiparul tău să poți să acționezi prin prisma lui, definindu-ți propriul tău fel de a face lucrurile. Așa că te las cu acest gând în care te invit să vezi care e tiparul tău, care e partea luminoasă a lui și cum poți să folosești pe partea luminoasă.